Bine v-am regăsit, români de pretutindem, deschidem un nou sezon, un doctor pentru dumneavoastră. Practic, până aproape de sfârșitul lunii iunie, vom fi în direct luni și marți în fața dumneavoastră. De peste 15 ani la TVR Internațional construim punți pentru sănătate. Practic, aducem în fața dumneavoastră teme de actualitate, invitați de marcă, specialiști, medici români din țară și din străinătate, cercetători care lucrează în cele mai mari centre la nivel internațional și care vor răspunde, desigur, întrebărilor dumneavoastră și vom vorbi foarte mult despre prevenție. Este și dorința dumneavoastră a multora dintre telespectatori și vom face și educație medicală, educație sanitară, pentru că, așa cum știți, lipsește de cele mai multe ori. Vă spunem că suntem o emisiune interactivă, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon afișate pe ecran. Din acest moment, liniile noastre telefonice sunt deschise. De asemenea, suntem live pe Facebook, pe pagina Un Doctor pentru dumneavoastră și pe pagina oficială TVR Internațional. Și vă mai spun că există și platforma tvrplus.ro, platforma televiziunii române, acolo unde puteți vedea live emisiunea noastră. Și cele două teme din această seară, lecții învățate din lupta cu SARS-CoV-2 și tuberculoza, o provocare endemică la nivel mondial. Prima e tema emisiunii noastre, lecții învățate din lupta cu SARS-CoV-2. Invitatul nostru din această seară, dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase, directorul medical al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Bine ați venit la Un Doctor pentru dumneavoastră. Bună seara și să fie într-un ceas bun, nu? Că e un nou început. Vă mulțumim foarte mult. Sigur că da, ne apropiem cu pași repezi de 16 ani de Un Doctor pentru dumneavoastră. În octombrie se va întâmpla acest lucru. Înainte de a porni cu tema noastră atât, vreau să mulțumesc tuturor telespectatorilor care ne-au scris în toată această perioadă și când nu am fost în direct, dar și astăzi când i-am anunțat că vom intra cu noul sezon. Mulțumesc Dorinei Cornelia Aldea, Luiza Mihaela Stănescu, Julie Vancea, Daniela Lupașcu și, desigur, Marago. Vă mulțumesc pentru mesajele foarte frumoase pe care ni le-ați scris. Vreau să fac o mică retrospectivă, foarte pe scurt. 3 ani de la declararea acestei pandemii. Mi-amintesc în decembrie 2019, când poate eram foarte relaxați, auzeam niște știri de departe din China că există acest virus. Nu ne gândeam că va ajunge la noi în foarte scurt timp și a ajuns în foarte puțin timp, februarie-martie. În martie am pățit acea îngrădire, au simțit-o foarte mulți, a libertății. Și mi-amintesc, pot să spun atât, de o sărbătoare a Paștelui, în care n-am putut să mergem la înviere, deși asta e cutuma noastră. Și preoții ne-au lăsat, eu știu, în scările blocurilor sau pe garduri, acolo unde stăm la casă, ne-au lăsat lumină. Și am ieșit afară din case și nu era nimeni pe străzi. Și asta a fost dramatic pentru foarte mulți dintre noi. Ne-a lovit și moral, ne-a lovit și social, economic, nu știm, poate în acest moment se vor vedea cifrele în viitor. Și vă întreb, care e situația epidemiologică în acest moment? Ar trebui să ne mai fie frică de COVID-19? Ce se întâmplă în spitale? Și în aceeași întrebare, vom scăpa vreodată de acest virus sau, dimpotrivă, intrăm într-o perioadă de conviețuire cu el și nu va dispărea niciodată? Vă rog. Cu siguranță că veștile trebuie să fie bune. Spuneam și cu alte ocazii că din 2022 și încă de la început, din momentul în care am discutat despre Omicron, indiferent de subvariantele lui, discutăm deja de conviețuire. Și spuneam că acea conviețuire va duce la finalul pandemiei. Deci evident că în momentul în care discuți de situația în care cele mai multe dintre îmbolnăviri înseamnă forme ușoare, nu toate, dar cele mai multe, discuți de o situație care din punct de vedere epidemiologic este echilibrată. În momentul de față discutăm tot de conviețuire. E adevărat că sunt unele creșteri, lucruri pe care le resimțim la nivelul spitalelor care se ocupă, saluri de profil. E o creștere care însă nu se vede într-un număr mare de internări, se vede însă într-un număr destul de mare de infecții SARS-CoV-2. Sigur că o să mă întrebați dacă e conviețuire, unde mai e problema. Lucrurile se întâmplă în felul următor. E adevărat, avem procente mici, discutăm despre 0, la nivel de decese, discutăm despre un număr mic de forme severe, nu mai sunt pline terapiile intensive, dar după 3 ani de pandemie, în condițiile în care avem destule lucruri la îndemână, inclusiv tratamente, eu cred că toleranța pentru o evoluție nefavorabilă trebuie să fie 0. Deci nu ne mai putem permite să mai avem pierdere în momentul de față. Și atunci, orice patologie, nu mă refer numai la COVID, trebuie să fie văzută cu maximă seriozitate, dar și când am infecție cu SARS-CoV-2 trebuie de asemenea să fiu atent și să mă ocup de ea cât se poate de repede, în așa fel încât să intervin în cele mai bune condiții. Un val de viroze respiratorii la începutul acestui an, nu știu dacă mai sunt și în acest moment, oricum e un lucru normal, părerea mea. Sunt foarte mulți medici care spuneau în anii trecuți de chiar decese foarte multe din cauza gripei și vă întreb în acest moment de ce apar primăvara toate aceste viroze respiratorii? Care este cauza? Bine, vorbim de un sezon de gripă care vine după o perioadă post-pandemică, după o perioadă pandemică și vorbim de ce se întâmplă după. Era de așteptat că în momentul în care 3 ani de zile n-au fost interacțiuni cu microorganismele, să ai totuși o explozie. N-aș spune că a fost un sezon de gripă extrem de complicat, dar clar mult diferit față de ce a fost în anii trecuți. Și nu vorbim doar de virusurile gripale, vorbim de alte viroze, vorbim în general de bolile care s-au transmis pe cale respiratorie. Sezon de gripă am avut și înainte de pandemie și știți foarte bine că din toamnă, mai ales din noiembrie și până în martie, poate chiar aprilie, au fost aceste cazuri de gripă, lucruri care se întâmplă și în prezent. Când vorbim despre gripă, astăzi lucrurile sunt categoric mai echilibrate, sunt în scădere. Nu înseamnă însă că nu mai avem cazuri de gripă, că nu mai sunt pacienți care să aibă și complicații și că nu avem internări. Avem internări în fiecare zi. Dar lucrurile ușor-ușor se vor așeza în așa fel încât în final de lună martie și mai ales în aprilie vor fi cazuri izolate. Dar cei care au avut un COVID mai sever sunt mai predispuși la viroze respiratorii? Nu știu, au sistemul imunitar afectat? Fără discuție că dacă ai trecut printr-o infecție, indiferent că e virală sau bacteriană și a fost o formă severă, în perioada imediat următoare ai un risc mai mare că atunci când faci, de exemplu, gripă sau altă viroză, fiind un sistem imunitar care este într-un deficit, să apară și complicații. Nu înseamnă că e regulă. Nu înseamnă că dacă ai făcut o infecție cu SARS-CoV-2, sigur vei face o gripă severă, dar ai o probabilitate mai mare. Dacă e vorba de o persoană care e în vârstă, care are și alte boli asociate și a trecut prin COVID și mai are și un episod de gripă, lucrurile pot să fie într-adevăr complicate și vă aduc aminte, spuneați și dumneavoastră, că și gripa poate să aibă o evoluție nefavorabilă. Și poate să meargă, din păcate, chiar către deces. Dacă ar fi să ne referim la prevenție, despre ce am vorbit și despre COVID-19, dar și despre virozele respiratorii? Hai să ne gândim la faptul că trebuie să vedem și partea plină a paharului, ce am învățat în 3 ani de pandemie și eu cred că, sper, că la nivel de măsuri de prevenție stăm mult mai bine. Până la urmă, dacă știm cum să prevenim infecția cu SARS-CoV-2, o facem și în caz de gripă, în cazul virozelor și, în general, microorganismele care se transmit pe cale respiratorie. Sper însă să nu fie o memorie scurtă și să ne aducem aminte că avem nevoie și vom avea în fiecare sezon. Și cred că am învățat, de exemplu, că regulile de igienă ar trebui să fie de bază, că spălatul mâinilor cu apă și săpun poate sună ca un clișeu, dar e important și dacă o facem suficient de des ne ajută. Se spune că mâinile curate ne scapă de mare parte din bolile infecțioase. Discutăm de izolarea unei persoane care are o simptomatologie acută, asta apropo de colectivități. Nu vorbesc doar de grădinițe sau de școli, vorbesc chiar și de locurile de muncă. Discutăm despre situația în care dacă am o simptomatologie acută, eu cred că este un spirit civic să nu merg într-un loc unde sunt și alți oameni, în mijloace de transport să por mască, până e o metodă prin care reușesc într-o sezon greu de gripă să mă protejez. Cred că sunt lucruri de bază, nu vorbește nimeni de restricții, nu spune nimeni că trebuie să ne întoarcem la ce era în timpul pandemiei. A devenit atât de controversată această mască, din păcate, deși înainte de a începe această pandemie, vedeam în trecut, am cunoscut o familie de japonezi care stătea în România și de câte ori copiii erau răciți își puneau această mască, tocmai pentru a se proteja pe ei și pe ceilalți de lângă ei. Ce ne spuneți dumneavoastră? Nu e vorba doar de japonezi, cred că puteți să vedeți, dar vă dau un exemplu că de acolo în pornește. Asiaticii se protejează într-o măsură destul de mare. Lucru pe care ar trebui să-l facem și noi și până la urmă eu cred că în final trebuie să ne gândim la modul în care mă protejez individual. Nu trebuie să-mi spună nimeni nimic. Nu e obligativitate, nu trebuie să fie niște lucruri scrise. Dacă sunt o persoană care am probleme de sănătate, am o anumită vârstă și vreau să mă asigur că nu sunt probleme mari cu virusurile gripale, cu alte viroze, nu trebuie să mă gândesc la infecția cu SARS-CoV-2, cred că trebuie să o fac pentru propria mea protecție. Spuneam tema lecții învățate din lupta cu SARS-CoV-2. Le-am învățat, exact cum spuneați, sau memoria colectivă este scurtă? Poate nu ne vom mai spăla la fel pe mâini cu apă și săpun, așa cum... Eu sunt totuși optimist și mă gândesc că am învățat în mare parte. Acum e de discutat și la nivel de memorie, dar îmi pun întrebarea, vom vrea să respectăm aceste lucruri? Poate că le amintim, dar întrebarea e, le vom pune în practică? A nu înțelege de aici că trebuie să mergem în extrema în care să considerăm că avem nevoie de acele restricții. Sau că în momentul în care va trece inclusiv sezonul de gripă, trebuie să facem lucruri speciale în final de primăvară sau în vară. Nu spune nimeni acest lucru. Dar fiecare sezon de iarnă și anul viitor va veni cu aceste lucruri care sunt complicate. Și când vorbim despre gripă, știm bine că putem să ne protejăm apropo de vaccinare. Și este un lucru interesant. Vaccinarea antigripală este cu o maximă utilitate dacă o faci la început de sezon, pentru a evita situațiile de tip alertă epidemică, de tip epidemii și așa mai departe. Și încă ceva interesant, nu ai de unde să știi la început de sezon cum va fi evoluția acelor virusuri gripale. Și atunci trebuie să mă protejez la început, pentru că vreau să nu ajung la niște situații care sunt mai grele, da? Că dacă ajung, este târziu. Și pot să mă vaccinez ca o protecție individuală, dar nu mai rezolv situația din punct de vedere epidemiologic. Mai are sens să ne vaccinăm acum? Practic, când ar trebui să ne vaccinăm antigripal? Bine, de fiecare dată sau atâta timp cât există cazuri de gripă, e o protecție. Totuși, tot foarte adevărat e că în momentul în care te vaccinezi, ai un interval de timp până în momentul în care ai efectul scontat de la vaccin. Undeva în jur de 10 zile, poate chiar 14. Deci nu pot să mă protejez vaccinându-mă astăzi și să știu că mâine nu fac gripă. Sigur că în măsura în care trec aceste săptămâni, numărul de cazuri scade. Dar scăderea asta nu se va face dintr-o dată și veți vedea cazuri, chiar dacă izolate, și în aprilie. Așa că vaccinarea antigripală ne protejează și în momentul de față. Cine ar trebui să se vaccineze antigripal? Care e populația la risc? E foarte simplu, toată lumea. Pentru că aici se discută în felul următor. Odată că partea cu populații la risc înseamnă mai mult decât ne-am gândit noi, pentru că, de exemplu, o persoană de vârstă medie care este supraponderală, care are diverse boli despre care știe sau nu, intră tot în această categorie. Chiar dacă însă vorbim de un tânăr, până la urmă este protecția pe care o asigură în raport cu membrii familiei, cu bunicii, cu părinții, cu cei cu care interacționează. Deci, până la urmă, protecția prin vaccinare trebuie să se referă la o parte cât mai mare a populației. Și se spune, apropo de persoanele vulnerabile, omul se spune în felul următor, că ar trebui să ai într-un sezon de gripă minimum 75% protecție prin vaccinare la nivelul persoanelor vulnerabile și un procent cât se poate de mare la nivelul populației generale. Dacă vorbim de lecții învățate din lupta cu SARS-CoV-2, voiam să vă întreb, probleme de acest gen bănuiesc că vor mai fi și în viitor. Și vorbeam de memoria colectivă, memoria noastră de a reține aceste lecții. Eu știu, ar fi important să ne aducem aminte să nu fim iarăși nepregătiți. Politici de sănătate, spitale noi, eu știu, terapii, secții de terapie intensivă. Bine, aici cred că lucrurile le-aș separa puțin. Posibilitatea de intervenție rapidă nu înseamnă doar spitale noi. Înseamnă modalitatea prin care abordezi la un moment dat. Să știți că România, și aici nu neapărat că luăm apărarea autorităților, dar România a ieșit destul de bine prin comparație cu țări care aveau totuși un istoric mult mai bun. Chiar Lombardia și nu numai. A nu înțelege de aici că nu avem multe lucruri de făcut. Pe lângă faptul că am învățat, nici n-aș spune că ne așteptăm să avem alte pandemii sau situații grele în viitorul apropiat. Dar microorganismele, și nu mai refer doar la virusuri, vor pune probleme în viitor. Și în final, până la urmă, ce spuneați și dumneavoastră, partea de prevenție e ceea care înseamnă că mă protejez eu la nivel individual și pe cei din jurul meu. Fără discuție că am nevoie de paturi de terapie intensivă pentru astfel de situații, de spitale noi care se referă nu numai la aceste provocări, se referă în general la patologia bolilor infecțioase și nu numai. Deci ai nevoie de spitale noi, ai nevoie de aparatură, dar ai nevoie și de personal medical. Pentru că, din păcate, lumea modernă a ajuns la următoarea concluzie. Este mai ușor să obții această aparatură. Știu că nu ne-am fi gândit la treaba asta în trecut. E mult mai ușor să ai aparatură medicală, dar e greu să ai un personal medical care să fie specializat. Pentru că un medic are nevoie de o pregătire foarte lungă și nu poți să rezolvi peste noapte. Chiar dacă ai o finanțare în momentul de față, poți să ai aparatură, dar cine va lucra cu acea aparatură? Ca să nu mai spunem că sunt și foarte mulți medici plecați în afară și poate că nu mai acoperim atât de bine nevoia populației de medici. Fără discuție, dar vedeți că și în țările cu pretenții există o lipsă a personalului medical. Adică chiar și în țări precum Germania. Sigur că da. Ceea ce înseamnă că discuția asta se poartă oriunde în Europa și nu numai. Atunci eu cred că trebuie să avem niște politici care se referă la toată Uniunea Europeană, că până la urmă suntem într-o mare familie sau așa ar trebui să se întâmple. În 2016 făceam caravane TVR Internațional și am filmat în foarte multe orașe din Germania. Vă dau un exemplu, Erlangen, care e un orășel universitar, dar are un spital foarte bine dotat și spuneau într-adevăr că le lipsesc foarte mulți medici care au plecat din Germania să lucreze în alte țări. Se poate și acolo. Eu cred totuși că să vedem și partea plină a paharului, spuneam și mai devreme, a mai scăzut numărul medicilor care pleacă. Sigur. Sigur, nu e o scădere atât de importantă. Dar crescut și a celor care se întorc. Da, da, oricum rămâne un deficit și un deficit evident, nu numai la nivelul orașelor mari. Nici vreau să mă gândesc cum este în orașele mici sau la nivelul medicilor din sate. Medicii de familie sunt sate care nu au medic de familie. Și acolo situația chiar că e complicată, pentru că de multe ori sunt persoane în vârstă care au diverse patologii și ar avea nevoie de cabinetele medicale. Cum se tratează corect o gripă? Pentru că noi, de frica, eu știu, complicațiilor, luăm antibiotice de foarte multe ori. Asta este o problemă extrem de importantă pentru anii care urmează. Folosirea antibioticelor în mod incorect înseamnă trei lucruri. Înseamnă, în primul rând, că vom ajunge la rezistență, și va fi situația în care ai nevoie de un antibiotic și nu vei avea variantă. În al doilea rând, fără discuție că sunt reacții adverse și interesant că discutăm de reacții adverse la orice altceva, dar nu ne gândim că aceste antibiotice luate după ureche înseamnă de multe ori reacții adverse extrem de importante. Și în al treilea rând, când vorbim de o infecție virală, antibioticul este frecție la picior de lemn, nu ne ajută cu absolut nimic. Dacă știm aceste trei lucruri, poate că ar trebui să ne gândim că antibioticul trebuie să fie prescris de către medic, că nu pot să iau din farmacie dacă nu am rețetă, cel puțin teoretic așa ar trebui să se întâmple, și că nu fac de fapt decât în un deserviciu folosind antibiotice în gripă sau în alte viroze. Dar de ce? Care este explicația? De ce nu tratează un antibiotic o răceală sau o gripă? Pentru că antibioticul se referă strict la infecțiile bacteriene. Dacă mă refer la un medicament care să fie eficient, el se va numi antiviral. Nu toate infecțiile virale au, dar într-adevăr în gripă am o variantă extrem de eficientă de antiviral, care nu este antibiotic, cu condiția să am un diagnostic la timp și să fie administrat în primele zile, în așa fel încât el să fie eficient. Ce ar trebui să reținem, și cred că am învățat inclusiv la infecția SARS-CoV-2, că în momentul în care ai deja complicații, în momentul în care ai ajuns la o formă severă, orice intervenție legată de antiviral este extrem de redusă. Din păcate, în terapie intensivă, vă aduceți aminte de acele cazuri dramatice. Ceea ce putea să facă medicul în momentul în care erau acele complicații era extrem de redus. Ne întreabă Mioara din Italia dacă mai există acea nouă variantă a virusului numită Kraken și ne întreabă dacă există COVID și gripă în același timp și dacă testarea ar trebui să fie dublă. Răspunsul e pozitiv pentru toate, de fapt, trei puncte ar fi. În primul rând că există o variantă mai nouă decât Kraken. Bine, nu e ceva diferit, că ele apar și este logic dacă ai un virus care rămâne mult timp în circulație să ai diverse mutații. Nu e mai agresiv și nu diferă față de subvariantele anterioare. În al doilea rând, poți să ai și gripă cu COVID, poți să ai gripă, COVID, rar se întâmplă, și un alt virus. De exemplu, sinciția respiratoră, să fie trei virusuri în același timp, pentru că ele se transmit pe cale respiratorie și ai această probabilitate. Iar legat de testare, fără discuție, noi lucrul ăsta îl facem în Balș, în Matei Balș, și l-am făcut în toată perioada de sezon rece. Testam și de COVID, și de gripă și făceam și alte teste, pentru că ne gândeam că pot fi și alte virusuri. Și poate să iasă negativ COVID și totuși să existe. Fără discuție. Dacă vorbim de testele rapide, prin definiție testele rapide nu pot fi comparabile cu real-time PCR-ul. Dar sigur că ele sunt orientative. Noi în momentul în care aveam o simptomatologie clară și testul rapid era negativ, mergeam mai departe la PCR. Voiam să vă întreb, pentru că sigur ajungeam și la această întrebare, ați declarat așa la momentul respectiv: suntem norocoși că avem un vaccin împotriva COVID-19 și că credeți că piatra de temelie pentru prevenție a fost reprezentată întotdeauna de vaccinare, nu doar în pandemie. Știți foarte bine că foarte mulți nu au crezut în COVID și-au spus că infecția nu există cu coronavirus. O luptă purtată de medici în linia întâi, dar în paralel cu un război informațional care probabil a făcut chiar mai mult rău. Totuși avem la nivel național, dacă nu mă înșel, nu mai știu statistici, 67.000 de morți până acum doar în România și foarte multe studii care lovesc în vaccin. S-a demonstrat o legătură cauzală între miocardită și vaccinarea anti-SARS-CoV-2, deși vaccinarea împotriva multor maladii la nivel mondial, vaccinarea a făcut diferența și vă dau doar câteva exemple. Vaccinarea a eradicat variola, a eliminat poliomielita din majoritatea locurilor lumii și ține sub control multe boli. De ce? Mulți au spus despre acest vaccin, indiferent de ce companie l-a produs, că a fost făcut pe genunchi, că n-a mai intrat în testări cum ar fi trebuit, că nu are în spate ani de cercetare, cum s-a întâmplat în cazul vaccinurilor pentru alte boli, și că este un ser experimental. Bine, aici sigur că e mult de discutat. Foarte pe scurt, câteva idei. Evident că vaccinarea, principial vorbind, din 1796, cred că fără dubiu a avut o importanță crucială. 2. Hai să facem o comparație cu ceea ce a însemnat o pandemie, pandemia de gripă spaniolă. Știți că acolo numărul de decese la nivel mondial practic nu putea fi apreciat. Era între 50 și 100 de milioane, pentru că atunci nu exista vaccin. Dacă faci o comparație, indiferent cât de mult consider că un vaccin a fost sau nu performant, el aduce un beneficiu enorm, în sensul că practic câștigi la nivel de vieți omenești. Dacă ne uităm la calculele de acum și comparăm cu pandemiile, și chiar vă rog să citiți apropo de informații pentru că există, pandemiile din istorie, veți vedea diferența. În plus, oare într-o situație de război se pune problema să ai un medicament sau un vaccin altfel decât făcut într-un timp record? Se pune altfel problema când se obții vaccin, în momentul în care s-a terminat pandemia? Dar eu mă întreb, oare legat de medicamente, nu a fost aceeași discuție? Nimeni nu spune, sau cei care sunt antivacciniști nu spun că și acele medicamente au fost obținute la fel de repede. Nu am auzit lucrurile astea. Sau că au reacții adverse, despre ele nu vorbim, în condițiile în care celelalte dintre medicamente nici nu erau focusate pe varianta SARS-CoV-2, erau medicamente antivirale folosite pentru orice altceva în infecțiile virale. În plus, putem să discutăm și iarăși, tot foarte pe scurt, discuția că a fost obținut repede vaccinul e foarte relativă, pentru că tehnica legată de RNA mesager era veche de zeci de ani și prin, nu o să dăm acum nume de companii, dar tehnica folosită în oncologie era extrem de veche și ceea ce s-a obținut s-a făcut într-un timp record pentru că a fost nevoie. Și când am discutat despre variantele SARS-CoV-1 sau MERS, tot din familia coronavirusurilor, era foarte aproape momentul să obținem un vaccin și lucrul acesta nu s-a întâmplat pentru că n-a existat o situație complicată. Dacă ar fi fost o situație complicată, similară, în mod clar am fi avut acel vaccin. Și un lucru vreau să mai spun, cred că în final, înainte de a discuta lucruri absolut teoretice și generale, ar trebui să trecem la partea practică. Și cei care au tratat un număr mare de pacienți, cum s-a întâmplat la Matei Balș, pot deveni cu niște statistici extrem de clare și să arate că, de exemplu, în terapii intensive și în secțiile de non-terapie, procentul celor care au evoluat, din păcate, nefavorabil, nu mă refer doar la deces, dar la cei care au ajuns să aibă sechele importante, persoanele care au fost vaccinate cu schema completă, practic le numere pe degete. Ceilalți au fost nevaccinați, lucruri pe care toată lumea le poate vedea în orice statistică. E așa o polemică la nivel național, chiar mondial, cu vaccinarea și nu numai doar împotriva COVID-19. Părinții nu-și mai vaccinează copiii pentru absolut nimic. Asta este o mare greșeală. Până la urmă, părinții le fac un mare deserviciu și un rău, pentru că vaccinul ne protejează de multe dintre bolile importante. Și mai era un lucru de comentat apropo de discuțiile antivacciniste și anticovid. Eu îmi pun întrebarea, oare de ce medicii care vin cu astfel de informații nu sunt dintre cei care chiar au tratat? Dar nu refer doar în România. Fiecare poate să treacă prin propriul filtru să vadă, oare cei medici care vorbesc sunt oare medici care nu au văzut în viața lor un pacient cu COVID? Răspunsul, după părerea mea, e afirmativ. Și atunci fiecare poate să-și dea seama dacă am sau nu dreptate. Sunt și riscuri la vaccinul pe care l-am făcut împotriva COVID? Orice vaccin are și reacții adverse, dar ele au fost extrem de reduse. Și apropo de discuția, că știți cum sună comentariul în felul următor. Știu eu că sunt reacții adverse importante, știu eu că... Dar n-are nimic absolut concret. Au fost lucruri, apropo de reacțiile adverse, acea listă, știți că a apărut o listă cu reacțiile adverse, din punctul meu de vedere medical, tocmai că demonstra că sunt foarte puține și că reacțiile adverse notabile au fost extrem de rare procentual. Mai mult de atât, ce ar putea să ne asigure că acel medicament sau acel vaccin a avut puține reacții adverse? Sunt statistici care vin din niște lucruri clare și care au fost prezentate în mod oficial. COVID poate lăsa sechele pe termen lung, mă refer cei care au avut forme severe și nu vorbesc neapărat de cei care au fost internați. Ar trebui să-și facă un set, un minimum de investigații? Cei care nu au avut o formă severă și cei care au ieșit din perioada de monitorizare nu trebuie să facă niște analize în mod special. Dar pe de altă parte, sindromul de post-COVID, sechelele și eventual o simptomatologie prelungită au existat. Ne-am dat seama că acest virus a fost cu o evoluție destul de fluctuantă și a pus mai multe probleme decât am crezut. De exemplu, persoane care au avut o infecție cu SARS-CoV-2, formă ușoară sau formă medie, au rămas, de exemplu, cu oboseală pentru 6 luni de zile sau un an, au rămas cu tuse, au rămas cu diverse simptome, lucruri care nu se întâmpla în cazul gripei decât mult mai rar. Și atunci ne dăm seama că a pus probleme. Și, practic, această pandemie, chiar dacă n-a venit cu un virus care să fie extrem de agresiv, atenție, dacă e să comparăm cu SARS-CoV-1, diferența este foarte mare, sau cu MERS. Din fericire, n-a fost un virus care să vină cu o mortalitate de 30, 40, 50%, cum s-a întâmplat în acele cazuri. Dar totuși ne-a pus probleme majore și implicațiile se văd în continuare. Spuneați dumneavoastră că vom vedea urmările de acum încolo, cu siguranță. Eu cred că deja le vedem și le vom vedea și în anii care urmează. Clar, pe plan economic, probabil chiar vor cădea mai multe lucruri. Din păcate, cred că e destul de evident. Dar să sperăm că nu va fi așa. Sau nu va fi pentru o perioadă lungă. Pentru cei care nu cred în coronavirus, n-au crezut niciodată, chiar au murit medici foarte bine cunoscuți în România, dacă mă refer doar la profesorul Ovidiu Băjenar. Și din păcate sunt și alte exemple. Din păcate, eu cunosc medici cu care am colaborat și care au fost oameni de toată isprava. Din păcate, și în afară de medici, diverse alte specialități, alte meserii. Spun din păcate pentru că puteam să facem în așa fel încât lucrurile să fie cu un impact mai redus. Spun din păcate, pentru că nu mai poți întoarce timpul. 3 minute până la finalul acestei prime părți a emisiunii, o concluzie a temei noastre din această seară și ce le spuneți oamenilor în privința prevenției mai ales? Bine, aș spune în felul următor, pandemia va trece cât de curând. Din punctul meu de vedere, această conviețuire, chiar dacă mai are mici vârfuri, va însemna un final pentru infecția cu SARS-CoV-2 și m-ați întrebat mai devreme dacă vom rămâne permanent cu virusul. Eu cred că lucrurile se vor stinge. Bine, până la urmă, familia coronavirusurilor e oricum mare. Și cățelușii noștri, pisicile și avem o grămadă de viroze în fiecare an care sunt cu coronavirus. Eu cred însă că de aici ar trebui să învățăm și mă refer la faptul că ar trebui să fim mult mai calmi la următoarele provocări, să ne gândim concret la ce avem de făcut. Până la urmă, a discuta foarte mult și a face mai puțin, cred că nu e soluția cea mai bună și nu vorbesc doar de România. Adică noi facem acum o grămadă de teorii, dar practic sezoane de gripă și alte situații în care microorganismele să ne pună probleme vom avea. Nu spune nimeni că va fi o pandemie. Dar eu cred că trebuie să fim pregătiți și să spunem în felul următor. Știm ce avem de făcut. Am învățat 3 ani, punem în practică și facem exact acele lucruri de care avem nevoie. Nu spune nimeni să exagerăm, nu avem nevoie de restricții în momentul de față, dar pregătim situațiile concrete și fiecare știe cum trebuie să facă exact, cum japonezul atunci când e cu tremur în liniște știe ce are de făcut, așa vom face și noi. Strict pe prevenție, ce le spuneți din nou oamenilor? Că multe dintre bolile infecțioase pot fi prevenite și că până la urmă se spune că cel mai bun tratament e tot prevenția. Pentru că în momentul în care previi, și mă refer la vaccinare și la modalitățile prin care previi infectarea, înseamnă, nu că înseamnă neapărat cea mai bună soluție, că este evident pentru toți. Dar este situația în care sunt sigur că nu mă îmbolnăvesc, că nu am complicații și n-aș aștepta să fie o loterie și să văd dacă eu, la nivel individual, voi face parte dintre cei care au într-adevăr o formă severă, că nu vreau să o fac. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru prezența la Un Doctor pentru dumneavoastră. Și vă mai aștept aici, în studiul 12 al TVR. Vă mulțumim. Trecem la partea a doua a emisiunii noastre. Tuberculoza se vindecă. Este în direct cu noi doctor Beatrice Mahler, medic primar pneumologie, manager Institutul de Pneumologie Marius Nasta București. Bună seara, doamna doctor! Bună seara! Încep așa, cu 24 martie a fost Ziua Mondială de Luptă împotriva tuberculozei. Mesajul din acest an, da, putem elimina tuberculoza, la nivel global rămâne una dintre cele mai mari provocări endemice, 1,6 milioane de decese înregistrate doar în 2021, la nivel mondial una dintre primele 10 cauze de deces și mai e o statistică, din păcate, România primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul bolnavilor de tuberculoză. Și vă întreb, ce este tuberculoza și ce simptomatologie există? Tuberculoza este o boală infecțioasă care se transmite pe calea aerului, dacă e să luăm definiția exactă, însă, din fericire, față de alte boli infecțioase care se transmit pe calea aerului și comparând cu anii pe care am petrecut ultimii 3 ani, tuberculoza se transmite mult mai puțin rapid decât decât virusul gripal sau virusul SARS-CoV-2, dar este o boală care acționează lent și distruge treptat zona unde bacilul Koch ajunge, bazându-se pe o vulnerabilitate pe care persoana care intră în contact cu un pacient bolnav de tuberculoză o are. Și când vorbesc de vulnerabilitate, vorbesc de o sumă de factori care duc la scăderea imunității. Pe de o parte, pot să fie factori ce țin de trecutul pacientului sau de bolile pe care el le are. Aș da exemplu aici diabetul zaharat sau un pacient care are boli autoimune. Iar pe de altă parte, țin de stilul de viață al persoanei respective, de stresul la care este supus, de alimentația pe care o are, de somnul și calitatea somnului pe care o are. Și atunci, o astfel de persoană, dacă a intrat în contact cu un pacient de tuberculoză, începe și dezvoltă boala, începe să tușească, începe să transpire, să nu mai aibă poftă de mâncare, să scadă în greutate, simptome care, sigur, nu trebuie să fie toate prezente, dar care, prezente în număr mai mic sau mai mare, trebuie să atragă atenția asupra nevoii de consult medical. Este de asemenea în direct cu noi din Marea Britanie lector dr. Tudor Toma, medic pneumolog voluntar, Rețeaua de solidaritate. Bună seara și dumneavoastră, domnule doctor! Bună seara! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Și noi vă mulțumim! Este o diferență între, eu știu, a fi infectat și a fi bolnav de tuberculoză? Care este probabilitatea că o persoană cu infecție tuberculoasă să facă boala? În situația în care pacientul este infectat, deci nu toți cei care sunt infectați fac forma activă. Aproape doar 10% ajung să facă o formă activă și asta depinde foarte mult de situația imună a acestor pacienți. În funcție de vârstă, în funcție de factorii care le afectează imunitatea, pot să facă efectiv boala. Am înțeles. Vă întreb pe dumneavoastră, doamna doctor Beatrice Mahler, știu că și-ați venit în direct și ați spus asta, că Institutul Marius Nasta derulează cel mai mare program de screening activ al tuberculozei din România. Ce ați depistat cu ajutorul caravanelor mobile? Care sunt rezultatele? Care e județul cu cele mai multe cazuri? Dacă nu mă înșel, în acest moment caravanele sunt în Caraș-Severin. Sper că nu mă înșel. Una din caravane este în Cluj, de astăzi am deschis Călăraș și se termină screening-ul în Caraș. Da, suntem în mai multe zone din țară și avem și în Ilfov în continuare screening, dar zona București-Ilfov are ca și categorii persoanele care utilizează droguri sau care sunt fără adăpost, adică o zonă un pic mai specială din punctul ăsta de vedere ca și target de populație. În rest, în celelalte județe am ajuns în localitățile care, în mod istoric, aveau cele mai multe cazuri de tuberculoză. Screenam între 10 și 20 de comune în fiecare județ, mai mult sau mai puțin, dar cam în jurul acestui număr. Avem un ajutor deosebit din partea organizațiilor non-guvernamentale cu care am dezvoltat o colaborare extraordinară și care s-au dovedit un partener de încredere pentru rețeaua de pneumofiziologie, care din punctul meu de vedere ar trebui multiplicat și după ce acest proiect finanțat de Uniunea Europeană se va închide. Și pot să spun că acest proiect a mai adus o plus valoare prin modalitatea în care comunitățile locale au început să se implice în a sprijini aceste campanii de screening a populației care are nevoie până la urmă de servicii medicale, indiferent unde ar fi pe teritoriul României. Ce ne-a adus acest proiect de screening ca și date ne-a scos în evidență o realitate dureroasă pe care o avem și suntem conștienți de ea, dar oarecum atunci când o vedem în cifre, lucrurile par să fie mult mai profund neliniștit profund, îmi cer scuze. Adică numărul persoanelor detectate cu tuberculoză în zona rurală este de aproape 6 ori mai mare decât incidența națională, ceea ce este îngrijorător. De peste 10 ori mai mare incidența tuberculozei la persoanele care sunt utilizatoare de droguri sau persoanele fără adăpost. Doar de 2 ori incidența mai mare la persoanele din penitenciare. Și aici avem o incidență crescută pentru că condiția de detenție favorizează și scăderea imunității și traiul în comun, dar aici sunt proiecte și programe care vizează screening-ul acestor persoane periodic. Am înțeles. Domnule doctor Tudor Toma, haideți să facem o comparație și cu Anglia față de cele spuse de doamna doctor Beatrice Mahler. Ce statistici sunt de acolo în privința tuberculozei, dar și în privința COVID? Da, în Marea Britanie putem să discutăm despre o incidență la nivelul întregii țări, care este semnificativ mai mică decât cea din România. Dar, deci, în Marea Britanie este în jur de 7-8% pe toată țara, față de, știu eu, 40-45% cât este acum în România. Deci, global este mult, mult mai mic, dar pe anumite zone, cum ar fi zona Londrei, zona din sud-estul Angliei, zonele care sunt foarte aglomerate, și aici incidența este foarte mare și poate să ajungă uneori chiar la valori mai mari decât cele din România. Apoi sunt mulți pacienți pe care îi vedem în spital, care sunt din țări care au incidență mare pentru tuberculoză, inclusiv din România, și de aici este, zic eu, foarte important faptul că există programe de care se vorbeau înainte în România, pentru că putem colabora pentru identificarea acestor pacienți. Acum pacienții călătoresc foarte mult dintr-o țară în altă, din Marea Britanie spre România și invers, și genul acesta de colaborare este foarte, foarte importantă. Referitor la COVID, ce să vă spun, deci situația este probabil la fel ca în România. A scăzut foarte mult numărul de cazuri. Avem în continuare câțiva pacienți care mai testează pozitiv pentru infecția cu acest virus, dar forme severe nu am văzut, nu mai avem. Sunt poate foarte puțini pacienți care fac complicații infecțioase după o formă relativ ușoară de COVID, dar situația este mult, mult schimbată față de cum era la începutul pandemiei, de exemplu. Dacă ne referim, domnule doctor, doar la simptomatologie în cazul tuberculozei, poate fi și o boală asimptomatică, eu știu, sau poate avea o simptomatologie nespecifică aparatului respirator, ceea ce împiedică pe pacient să meargă la medic, eu știu, cât mai urgent și să înceapă un tratament foarte important, de altfel, în acest lucru în tuberculoză. Da, sigur, simptomatologia este la fel, indiferent de țară, și, într-adevăr, sunt pacienți care nu au simptome foarte evidente de o boală pulmonară semnificativă. Pot fi obosiți, pot avea, de exemplu, transpirații în timpul nopții care nu pot fi justificate. și abia la o radiografie se identifică o anumită, știu eu, modificare pulmonară care necesită investigații suplimentare. Deci, în general, pentru tuberculoză este recunoscut faptul că instalarea simptomelor este insidioasă, este lent progresivă și atunci întârzie, este unul din motivele pentru care pacienții întârzie prezentarea la medic. Slăbirea, pierderea în greutate poate să fie un alt simptom care nu este neapărat considerat a fi necesar să te prezinți la un medic pneumolog pentru acest lucru. Dar este important de subliniat faptul că dintre multele afecțiuni pulmonare, tuberculoza este una din afecțiunile care poate să fie vindecată complet cu tratament și din acest motiv este important ca pacienții care au simptomi care tușesc, care au o tuse prelungită, care este asociată cu o pierdere în greutate, cu o oboseală nejustificată, să se prezinte la medic pentru a începe tratamentul și pentru a fi complet vindecați de această boală. Practic, descoperirea medicamentelor antituberculoase a schimbat radical evoluția tuberculozei, desigur, descoperirea cu mulți ani în urmă. Ce înseamnă tratament? Cât durează acest tratament? Și cât este de important ca acest pacient să urmeze strict tratamentul, eu știu, pentru a nu ajunge la o recurență a bolii? Vă rog, domnule doctor. Da, tratamentul este într-adevăr de durată pentru că bacilul tuberculos se multiplică relativ lent și atunci trebuie să administrezi o perioadă lungă de timp acest tratament pentru a anihila, pentru a face să dispare inclusiv bacteriile, inclusiv bacilii care cresc foarte lent și care asimilează foarte greu aceste antibiotice. Deci tratamentul standard este de 6 luni, este o perioadă de 2 luni cu noi administrăm 4 antibiotice, deci antibiotice care vin într-o combinație, într-o tabletă combinată, deci nu este chiar atât de dificil de administrat, iar apoi o perioadă următoare de 4 luni, deci 6 luni în total tratament, care se face cu un număr redus de tablete. Trebuie monitorizat acest tratament. Pot să apară ușoare reacții adverse la început și de aceea trebuie monitorizat, iar pacienții de asemenea trebuie monitorizați din punctul de vedere al tipului de bacterie, al tipului de bacil cu care sunt infectați, pentru că există și posibilitatea de a fi infectat cu un bacil care este rezistent la antibioticele pe care le administrăm de rutină în tratamentul antituberculos și atunci pentru aceștia tratamentul este prelungit. De fapt, pentru acești pacienți, deci tuberculoza drog-rezistentă sau multidrog-rezistentă, ceea ce înseamnă că este rezistentă la mai mult de un antibiotic de rutină sau de primă linie, este una din problemele cu care ne confruntăm, pentru că odată început tratamentul și întrerupt, există riscul de a apare această rezistență și atunci este mai dificil de tratat. Acesta este un aspect. Iar alt aspect este administrarea, așa cum s-a vorbit și înainte, administrarea antibioticelor după ureche, pentru că sunt anumite antibiotice care sunt extrem de eficiente pentru aceste forme rezistente de bacil tuberculos, dar care se pot administra și la infecții, știu eu, virale sau infecții respiratorii de rutină și atunci există riscul de a crea rezistență doar prin utilizarea inutilă a unor antibiotice pe care noi le considerăm ca fiind de rezervă. Și mă refer aici la levofloxacin. Nu, haideți să nu dăm nume de medicamente decât substanța activă. Deci, medicamente din acest grup care pot produce rezistență și pe care apoi nu mai putem să le folosim. Doamna doctor Beatrice Mahler, cum se transmite și eu știu cât timp sunt contagioși pacienții cu tuberculoză? Spuneați într-o declarație recentă că și soarele este benefic în acest caz. Tuberculoza, așa cum am spus la început, se transmite pe calea aeriană, însă este foarte important, dacă vorbim de o casă sau de o locuință unde a fost un pacient diagnosticat cu tuberculoză, să știm câteva măsuri esențiale pentru a fi sigur că ceea ce facem asigură o igienizare a locului în care familia rămâne să locuiască după ce pacientul respectiv, contagios fiind, se internează în spital. Internarea în spital, ca să completez întrebarea dumneavoastră, nu durează mai mult de 2 săptămâni dacă vorbim de o tuberculoză sensibilă, pentru că e perioada necesară ca medicația să acționeze și pacientul să nu mai fie un risc pentru un eventual contact cu cei din familie. Cei care rămân acasă trebuie să știe că igienizarea absolut normală a locuinței poate să ducă la distrugerea bacilului Koch, și anume spălarea cu soluții pe bază de clor, igienizarea pereților cu var distruge bacilul Koch, razele de soare care pătrund în casă ajută la distrugerea bacilului, pentru că razele de soare au un efect extrem de destructiv și nociv asupra bacilului, nefiind necesare măsuri extrem de laborioase de igienizare. Practic, dacă vorbim de tuberculoză sensibilă și pacientul are spută microscopic pozitivă, se poate izola o perioadă de timp, să-și ia tratamentul, însă extrem de riguros, așa cum a vorbit și domnul doctor puțin înainte, tratamentul se ia zilnic pe toată perioada și eficiența lui sau rata de succes terapeutic în România în acest moment este la 84% pentru cazurile noi, o rată de succes mare și o rată de succes care aduce speranța că cei care urmează tratamentul se vor vindeca de tuberculoză. Am înțeles. Domnule doctor Tudor Toma, voiam să vă întreb, am citit și vă întreb, chiar vindecată tuberculoza poate lăsa, eu știu, porțiuni de fibroză, acele caverne descrise în literatura de specialitate, care mai târziu îl pot duce pe pacient către BPOC, către astm, către insuficiența respiratorie? Există aceste condiții? Există. După o tuberculoză care a fost lăsată netratat o perioadă relativ lungă de timp, există posibilitatea de a avea anumite cicatrici. Nu apar manifestări de tip BPOC sau astm. Din ce am văzut și din experiența noastră, sunt pacienți care au manifestări de tip, în medicină sunt sub categoria de bronșiectazii, care înseamnă o dilatare, o neuniformizare a tubilor, a căilor aeriene pe care le avem în plămâni, și din această cauză unii pacienți pot să aibă să producă o cantitate de spută relativ mai crescută și să fie la un risc mai crescut de a face infecții comune, așa zis comune. Există pacienți care, din nou, dacă n-au fost tratați și au avut o formă evolutivă gravă, pot să aibă manifestări de cicatrizare semnificativă a plămânilor. De aici apar problemele legate de aceste manifestări suplimentare, dar cu tratament adecvat, în general, pacienții își revin fără cicatrici semnificative și, din nou, încă o dată, este important ca manifestările inițiale să determine pacientul să vină la medic, să facă un test. Sunt acum teste care se pot face relativ simplu și rapid pentru diagnostic și este important atât pentru pacientul respectiv, cât și pentru colectivitatea, pentru familia din care provine, pentru că, așa cum am spus, este o boală care este complet vindecabilă față de multe alte boli din patologia respiratorie, care nu sunt așa de ușor vindecabile. Mai sunt 5 minute, mai este foarte puțin din această emisiune. Doamna doctor Beatrice Mahler, vă întreb foarte pe scurt să-mi spuneți dacă este adevărat. Am citit că România oferă tratament și diagnostic gratuit pacienților cu tuberculoză, indiferent dacă sunt asigurați sau nu. În momentul în care se pune diagnosticul de tuberculoză, sunt asigurați automat. Este adevărat acest lucru? Da, sigur că da, și mai mult decât atât, România are în acest moment legislația necesară și cadrul legal să asigure nu doar diagnosticul prin metode moderne, adică, așa cum spunea și colegul meu, în 2 ore, printr-un test din expert, putem să știm dacă pacientul are tuberculoză și mai ales dacă este o formă de tuberculoză, de bacil care este rezistent la antibiotice, dar oferă și posibilitatea terapiei pentru pacienții cu tuberculoză rezistente cu medicație nouă. Medicația nouă înseamnă o creștere a șansei la supraviețuire extrem de mare, pentru că tuberculoza rezistentă, dacă nu e tratată corect, duce la deces în mai mult de jumătate din cazuri, însă această terapie nouă crește foarte mult supraviețuirea și scade durata de tratament. Suntem în acest moment într-un proiect în Institutul Marius Nasta, un proiect pilot în care, împreună cu Organizația Mondială a Sănătății, aplicăm o terapie de scurtă durată în tuberculoza multidrog rezistentă, care înseamnă 1 an de tratament cu medicație nouă. Sigur, tratamentul este extrem de scump, 3.000 de euro pe lună, dar este absolut cost-beneficiu în favoarea acestei terapii de scurtă durată, pentru că de la 2 ani de tratament pacientul practic face un singur an cu șanse de sechele minime, cu șanse de reintroducere în activitate foarte rapid și, practic, cu șansa la o viață normală după ce termină tratamentul. Am înțeles foarte pe scurt un mesaj de final și în care să-mi spuneți și de stigmatizare. E la fel de dureroasă ca boala în tuberculoză. Foarte pe scurt, vă rog. Da, stigma este o problemă pe care o întâlnim în toată lumea. Din păcate, trebuie să luptăm cu toate forțele pentru ca acești pacienți să nu consideră că sunt altfel atâta timp cât ei au o boală de care nu sunt vinovați pentru că au luat-o și care se tratează până la urmă și se vindecă. Tuberculoza se vindecă, este important să ne prezentăm la medic. Stigma face parte dintr-o istorie în care tuberculoza nu beneficia nici de diagnostic, nici de tratament. La fel și dumneavoastră, domnule doctor Tudor Toma, un mesaj de final pe scurt și în care să-mi spuneți dacă este periculoasă la copii tuberculoza, mai mult decât la adulți. Da, eu vreau să spun, mesajul meu să fie pentru acei conaționali, pacienți care vin și pleacă din România și din Marea Britanie, să nu întrerupă tratamentul dacă au tratament pentru tuberculoză. Tuberculoza este o boală infecțioasă ca oricare alta, deci problema stigmei legată de tuberculoză n-ar trebui să existe, necesită un tratament de lungă durată și din acest motiv este foarte important ca odată venit în Anglia sau plecat din Anglia să nu întrerupă tratamentul. Noi colaborăm cu colegi din România și putem continua tratamentul atât aici cât și cei din România pot să continue tratamentul la același nivel în România. Deci foarte important. Iar pentru copii nu sunt medic-pediatru, nu aș putea să comentez foarte mult, însă, desigur, este foarte important în aceste familii ca persoanele, ca toți din familie să fie testați, iar dacă este o boală, o formă activă sau doar o infecție, depinde de protocol, să fie tratați corespunzător, pentru că se vor vindeca. Dar este o boală care apare atât în copilărie cât și mai târziu, 20-40 de ani, chiar mai târziu, domnule doctor. Sigur, nu este mai degrabă legat de... Foarte pe scurt, câteva secunde, da. Sigur, cât de prevalentă este tuberculoza într-o anumită populație, care este aglomerația în populația respectivă, și atunci riscurile sunt la fel și pentru adulți și pentru copii. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, ora 21, avocatul dumneavoastră cu Angela Avram. Vă mulțumesc că rămâneți alături de TVR Internațional.